Clădere-mi cum te gândeai că o să fii la vârsta asta? Cum te gândeai că o să fii în general? Ce vrei să faci? Ce te gândeai că ai să faci? BMC Pro-educație Wake up! Dar tu ce zici? Sub carpa, era copil. Stăteam mai mult prin casă, indiferent de orar. Făceam beat-uri când alții se duceau la fotbal. Credeam că o să ajung polonist de performanță. Credeam că o să am linie dreaptă în viață. O luasem braț, dar făceam mușchi, abia așteptam o altercație. Și tot muzica m-a scos din combinație. Tot muzica m-a scos din combinație. M-am apucat de treabă și am început să încerc să am tu plus, să cred că treaba o să meargă. Și de fiecare dată cum nu renunțam, soarta mă răsplătea cu fericire și cu bani. Cum mă gândeam că o să fiu un mix între ce sunt acum și ce vreau să fiu, nu știu. Ce înseamnă România pentru tine? La început am semnat ceva pentru care merita luptat. Mai ales copilăria în care am fost ancorat, cu familie și rituri și babe și rituri. Și apoi am văzut partea întunecată a lumii. Și tu dacă ești copil încă nu știi cum e. O țară specială, dar ca oricare altă, care libertatea și-a făcut loc cu ciocanul și cu dama. Dezamăgit eram când căutam original în România, multe chestii importante. Și apoi i-am dat de folclorul nostru elegant și am găsit ceva pentru care pot lupta. Cu el am găsit drumul spre pace, nu va găsi și România în mâna unor minți din pace. Cum va găsi și România în mâna unor minți din pace. Cum vezi România? 20 de ani. Da, peste 100. Trecutul cea mai multă presiune pe capul nostru. Prezentul de asta are mult de făcut. Greu să fiu om. Dar frumos să fiu. Prezentul de asta are mult de făcut. Greu să fiu om. Dar frumos să fiu om. Mi-a setat mașinăria viitor cu 20 de ani. Apăs pe buton și văd acum pe ce-am dat bani. Am mers, totul are sens. Ia un ziar în mână și încep să citesc. Văd încă sunt probleme mari în țară. Văd un interes mare pentru problema agară. Oamenii suniți o văd în ochii lor. Probabil sub încercări s-au unit ca un popor. Să mai citesc curând, dar mă teleportez iar în viitor cu încă 80 de ani. 2110 zacuri între ruine. Iată m-a alergat de porci, mi-s trei șate și vine. 3 minute sunt salvat de un elicopter. Ce cauți în muzeu? Se aude din ele, îmi zic: tinere, puteai să mori acolo jos. Zona e sălbatică, să știi că ești norocos. Cobor într-un sace, se întindea. Cobor într-un sace, se întindea. Cobor într-un sace, se întindea. Prin copaci, prin subteran, pe câmpii erau sute de vaci. Cobor într-un sac, se întindea. Prin copaci, prin subteran, pe câmpii erau sute de vaci. Omenirea părăsise orașul, în Europa aceeași poză. Bărbați și femei cu natura simbioză. Conceptul democrație dispăruse, evident, dau să fac o poză. Înapoi în prezent, omenirea trecuse la puterea poporului, la puterea vieții, biocrație. Dacă ai fi cel mai bogat și puternic om din România, ce ai face? Ce ai face pentru țara ta? Dacă aș fi cel mai influent bogătan din România, aș cheli până când aș termina povestirea, fiindcă e o foarte mare responsabilitate. Cred că ar trebui să fii înțelept în toate. M-aș uita la noi sau la alte țări surioare. Aș vrea să văd dacă există oare un bogătan ce face bani pe propriile picioare. Un bogătan ce știe să dea unde trebuie, nu unde doare. Un bogătan ce știe nevoile comunității, ce profită de situația lui pentru binele dreptății. Și dacă există, e adevărat model. Dacă aș fi cel mai bogat, aș vrea să fiu ca el. Ce te face pe tine român? Trecutul și prezentul mă definesc ca român. Chiar dacă sunt atipic în felul care spun, o zice numele, o zic actele. Și mai nou aș vrea să o zic în faptele. Am braț ca verișor și moliz ca frați, iar lumea prin țară ne cheamă sub carpa.
plac. Folosește doar verbe. Cum îmi plac lucrurile. Zic. Ha! Ha! Ha. Mama a crescut, îmi place soarele, natura. L-am mai deschis sufletul la verde curaj. Mama a crescut, îmi place soarele, natura. L-am mai deschis sufletul la verde curaj. Mama a crescut, îmi place. Mama a crescut, îmi place. Mama a crescut, îmi place soarele, natura. L-am mai deschis sufletul la verde. Mama a crescut, îmi place soarele, natura. L-am mai deschis sufletul la verde curaj. Și uite, caut, găsesc, încerc, încep, cresc, greșesc, reîncep, compun, cânt, cumpăr, vânt, dau, iau, sper, cred, scriu, repet, comunic, impact, tastez, ridic, apăs, modulez, în tot, scot, bag, înnebunesc, dansez, astea sunt chestii cu care trăiesc, iubesc, îmi place să trăiesc cu ele, zi-mi ce-ți place ție în drumul tău spre stele. Folosesc crize de identitate. Bine MC vădă răcit, un pic răgușit. Folosesc crize de identitate. Bine MC vădă răcit, un pic răgușit. Eu folosesc muzica precum un scut câștigat în an grei, nu peste seară la barbut. Mă adresez tinerilor în special, în crize de identitate, fenomen național. Folosesc crize de identitate. Bine MC vădă răcit, un pic răgușit. Eu folosesc muzica precum un scut câștigat în an grei, nu peste seară la barbut. Mă adresez tinerilor în special, în crize de identitate, fenomen național. Din spate se aud aceeași placă zgâriată. Vreau să fac bine pentru lumea asta tată, și n-am nevoie de dovadă. Atunci când doine sau când ascult baladă, știu că e scânteia din gunoi, ceva prinde credința că România pleacă de la noi. Și nu vreau să-ți devin conștiință, taică. Vreau doar să înveți din greșeli, dar stai că lumea o să mă înțeleagă greșit. Uite ce figur de român e obosit. Am spirit național, dar nu sunt fanatic. Folclorul e oxigen pentru un popor asmatic. Yeah.